vă prezentăm Sony Xperia T2 Ultra. Este un telefon ce a fost lansat luna mai 2014. Vine cu un display IPS LCD capacitiv touchscreen de 16 milioane de culori. Măsoară 6 inci, suportă rezoluția HDR 720p, adică 720x1280 de pixeli. Are o densitate aproximativ 245 de pixel pe inci. În partea de jos a telefonului putem să observăm butoanele care sunt integrate în sistemul de operare. Practic, telefonul se deschide prin acest buton din partea din dreapta, care bineînțeles, în funcție cât de mult ținem apăsat pe el, putem și să închidem sau să deschidem telefonul sau să scoatem din modul standby. Partea de jos găsim butonul ce activează camera. Este o superbă cameră. Vorbim aici despre o cameră de 13 megapixeli, ce poate să facă poze la rezoluție maximă de 4128x3096 de pixeli. Sunt de autofocus, geotagging, touch focus, face smile detection, vine cu stabilizator de imagine, mod HDR, mod panoramic, poate să înregistreze și Full HD 1080x30 de frame pe secundă. Observăm un blitz, care bineînțeles că poate să acționeze și pe post de lanternă, sau poate să acționeze pe post de blitz, în funcție de imaginile sau video pe care dorim să-l facem. Găsim un logo NFC, Near Field Communication, pentru transfer de date. Logo Sony, Xperia, găsim un difuzor pe partea din spate pentru redare audio. Găsim mai sus, deasupra la butonul ce închide respectiv deschide telefonul. Găsim locul în care putem să introducem SIM-ul, microSIM-ul telefonului respectiv, cardul microSD. Memoria internă este de 8 GB pentru stocare fișiere, însă se mai poate adăuga un card de până la 32 GB. Găsim jack de 3,5 mm pentru căști. Lângă butonul de închidere respectiv deschidere găsim și tastele de volum sau cele pentru zoom dacă suntem în modul cameră. În partea din stânga găsim un port micro USB pentru cablu de date. Sistemul de operare al telefonului este Android. Vorbim aici despre o versiune bună, vorbim despre versiunea 4.3 Jelly Bean, care deja se pare că o să primească foarte curând un update la versiunea 4.4.2, adică KitKat. Acest sistem de operare rulează pe un procesor quad-core de 1,4 GHz Cortex A7, un GPU Adreno 305 și un chipset grafic Qualcomm MSM 8928 Snapdragon 400. Bineînțeles că telefonul stă foarte bine și pe partea de display. Știm că cei de la Sony au brevetat tehnologia Bravia Engine. Pe acest device găsim tehnologia Bravia Engine versiunea 2. Vine și cu un display 3D luminos, ce face să culorile să pară mai naturale, mai apropiate de natură și de realitate. Partea de sus a telefonului găsim notificări și alte informații în general ce țin de conectivitate și de aplicații ce rulează în background. Rapid, pot să vă spun că telefonul vine cu Bluetooth, versiunea 4.0 cu ADP și HDR. Bineînțeles că vine cu suport wireless pentru rețelele tip A, B, G și N. Putem să share-im conexiunea de internet către alte device-uri. Putem să ne conectăm dual band la un router compatibil. Putem să ne folosim de DLNA pentru a ne conecta la un televizor sau un alt device din aceeași zonă. Și nu numai atât, avem posibilitatea de a ne conecta și prin internet, prin modul 3G sau chiar 4G. Telefonul suportă în modul 4G viteze Cat 4, ceea ce înseamnă viteze până la 150 MB pe secundă download și 50 MB upload. Dacă vorbim strict legat de 3G, vorbim de viteze până la 40 MB pe download și 576 MB upload. Așa cum suntem obișnuiți la Android, sunt mai multe ferestre, se customizează foarte ușor, ține apăsat 2-3 secunde pe oricare în aceste ferestre și avem posibilitatea de a insera o multitudine de lucruri, începând cu widget-uri, trecând prin aplicații, modificăm tapetul, fundalul sau putem chiar să modificăm cu totul temele predefinite. Are să intrăm puțin în meniul de aplicații, observăm că și meniul este limba română, putem să alegem din peste 36 de limbi dacă nu greșesc. Browserul Chrome, magazinul Play, unde putem da aproape 1 milion de aplicații compatibile, e-mail, schimburi de mesaje, modul de telefon, Walkman. Să nu uităm că Sony a stat întotdeauna foarte bine pe modul pe audio în general. Momentan nu sunt sample-uri preinstalate, însă foarte curând o să intrăm și noi pe YouTube și o să dăm play la un video. Albume, filme, Sony Select, aparat foto, suport pentru rețele sociale, găsim Facebook aici preinstalat. Hai să intrăm și noi pe YouTube. Default ne cere să ne facem un cont, însă nu este nevoie neapărat să facem acest lucru.
Bineînțeles că putem să vedem conținutul în modul High Definition. Sau de foarte ok. Hai să revenim la aplicații. Track ID este aplicația ce rivalizează cu Shazam. Cei de la Sony cred că au de mai bine de 8 ani această aplicație. Face exact același lucru. Calendar, persoane de contact. Telefonul vine cu GPS receiver, suportă GPS. Găsim, bineînțeles, în acest sens Google Maps preinstalat. Alarme, radio FM cu RDS, studio de film, modul în care putem să edităm direct pe acest telefon toate filmările pe care le facem. Conectare inteligentă către alte device-uri, asistență Sony, diverse instrumente, calculator, cititor de feed-uri, copie și rezerve ale aplicațiilor, găsim Gmail, Google Plus, căutări vocale, Google Hangouts, reviste Play, PlayStation, să nu uităm că putem să ne logăm în contul nostru și putem să vorbim cu diverse persoane, să cumpărăm anumite jocuri. O suită Office ne permite să vizualizăm, să edităm documente Office, Excel, Word, OneNote, PowerPoint, putem să vedem și PDF-uri. Update Center, putem să vedem că deja există 3 upgrade-uri pe care putem să le facem prin wireless. Un File Commander, prin care putem să vizualizăm diverse tipuri de fișiere de pe device. Găsim Google Drive, Recorder, o aplicație pentru camera foto. Trebuie să mai spun că telefonul vine cu o baterie de 3000 de mAh care este încastrată în partea din spate, nu poate fi scoasă de către utilizatorul normal. Bateria în standby rezistă până la 1000 de ore, iar în vorbire până la 14 ore. Am făcut și noi prezentarea acestui device, vorbim despre Sony Xperia T2 Ultra. Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.